Reglare de conturi ca în vestul sălbatic, în nordul țării. Doi tineri din Bălți au fost bătuți până la moarte pentru că ar fi trișat la jocul de cărți. Victimele de 25 și 26 de ani au fost ucise cu deosebită cruzime, iar cadavrele au fost aruncate într-o fâșie forestieră din satul Hiliuț, raionul Fălești. Corpurile neînsuflețite au fost descoperite ieri de un trecător care a anunțat imediat poliția. În scurt timp, oamenii legii au reținut 4 suspecți. Corpurile neînsuflețite ale celor doi tineri au fost depistate ieri în această fâșie forestieră din preajma satului Hiliuț. Chiar să fi strigat pentru ajutor, aceștia nu puteau fi auziți, întrucât pe o parte se extinde fâșia, iar pe cealaltă sunt câmpuri. Potrivit oamenilor legii, dar și medicilor legiști, pe corpurile acestora au fost depistate semne de moarte violentă. Victimele aveau antecedente penale. Unul dintre tineri era suspectat de omor și tâlhărie, dar se afla în libertate după ce a stat un an în arest preventiv. Potrivit poliției, tinerii câștigau bani din jocuri de cărți. Săptămâna trecută, aceștia ar fi câștigat 3.000 de euro trișând la jocul de cărți, iar asta i-a costat viața. Că ei jucau în cărți, dar în timpul jocurilor în cărți ei trișau. În lumea criminală așa ceva nu se practică. Ori au fost ademeniți sub pretextul că se joace în cărți. Ei, părțile noastre vătămate, au câștigat o sumă impunătoare de bani săptămâna trecută de la criminali. Criminalii i-au ademenit să mai joace, să-și iei revanș, să mai joace odată în cărți, însă jocul de cărți nu a avut loc. Ei au fixat întâlnire în adiacentul satului, unii deja i-au imobilizat, i-au neutralizat și i-au dus în fâșie forestieră, unde deja definitiv au fost omorât. Oamenii legii spun că tinerii au fost bătuți cu o rangă de metal până la moarte, apoi au fost încărcați în portbagajul mașinii unuia dintre ei și duși în pădure. Automobilul a fost găsit incendiat la Telenești. Cadavrele au fost descoperite de un trecător care a anunțat poliția, iar timp de 8 ore, oamenii legii au reușit să rețină 4 suspecți, 2 din Sângerei și 2 din Bălți. La reținere au participat și mascații de la Fulger. Am solicitat intervenția colegilor noștri de la Fulger, deoarece era pericolul persoanei, după cum v-am menționat, sunt pregătite bine fizic și era informație operativă că doi din ei sunt înarmați. Oamenii din Hiliuț spun că zona în care au fost găsite cadavrele nu este populată, așa că făptașilor le-a fost ușor să se facă nevăzuți. Au rămas 4-5 familii, dintre care bătrâni, și nu, decilișile nu sunt populate de oameni, așa că acolo e liberă, e în câmp, de parte de sat, așa că... N-ai cum să auzi nimic. Nu, nici într-un caz. Mâine de ziua mare, nu cam în noaptea. E drept. Bă, noi nu sunt legi, nu avem noi nicio apărare. Pentru părinții lor, deci de mare, băieții, în vârsta de undeva de 25 de ani, asta e o durere tare mare. M-a șocat absolut. Probabil că acești tineri au fost implicați în ceva așa neplăcut. Și de atâta s-au întâmplat chestiile astea, fiindcă trăind în comună, nu se întâmplă chestii de astea așa pe teritoriu. Asta e cam primul omor. Pune pe gânduri. Și doar acolo noi nimeni și poți fi și noapte. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor în circumstanțe agravante. Este o infracțiune excepțional de gravă și după codul penal riscă un termen de reșind din fapt că ele toate sunt majore, o pedeapsă până la 20 de ani închisoare sau detenție pe viață. Suspecții au între 20 și 25 de ani și au fost judecați anterior pentru trafic de droguri, huliganism și alte fapte grave. Doi dintre bănuiți sunt sportivi de performanță.